Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la Lumea în Obiectiv.
o nouă seară, un noi prieteni împreună cu noi și avem o cântăreață de astă dată aici, dragi prieteni, și veți afla câteva lucruri interesante, pentru că la noi în emisiune n-a poposit încă cântărețe de muzică creștină și am să-i dau cuvântul să se prezinte, să o cunoaștem, să-și facă CV-ul, așa ca să spunem, pentru că e bine ca lumea să știe, mai ales că vii în premieră în cadrul emisiunii noastre. Te rog! În primul rând vreau să spun și eu bună seara tuturor celor care ne ascultă. Eu sunt elevă la LTA, am 17 ani, îmi place foarte, foarte mult muzica, e o pasiune pe care o am de mică. Îmi place mult să călătoresc, îmi place mult să studiez cuvântul Domnului, să-l împărtășesc cu alții. Foarte frumos. Asta înseamnă la cam asta ar fi... Ștefan Demetrescu. Ramona Condescu e alături cu noi, ca să știți cine este cu noi. Sunt la LTA Craiova. Nu, Craiova, deci în Oltenia. În Oltenia. Bun. De unde ești mai concret? Să ne spui, ești chiar din Craiova sau ești din alt oraș? Nu, nu sunt din Craiova, sunt din Gorj, de la 100 de kilometri de Craiova. Adică, de unde mai exact? Din Motru. Auzi, foarte frumos, uite, am auzit de Motru, cred că toată lumea știe de Motru, un orașel mic, cu câți locuitori? Sincer, nu știu. Cred că undeva între 10.000-20.000, undeva pe acolo. Am înțeles. Și tu te-ai gândit să rămâi și pe mai departe în Craiova, adică să studiezi la facultate acolo? Încă nu știu, sigur, dar pe undeva pe aici, în zonă, posibil să rămân. Bun. De ce ai ales liceul adventist din Craiova? Pentru că, să le spunem oamenilor ce înseamnă LTA, da? Liceul Teologic Adventist, pentru că majoritatea nu știu ce este LTA. Dacă adventiștii știu, noi trebuie să le traducem oamenilor ce înseamnă LTA și să ne spui de ce ai ales acest liceu teologic adventist, care sunt plusurile pentru un elev de 17 ani sau mai micuț dacă vine în cadrul acestui liceu. Este că este... Este un alt anturaj, un alt mediu, ținând cont că sunt și reguli mult mai stricte decât în alte licee, automat sunt mai puține infracțiuni, să le spun așa, și e mai safe. Nu am înțeles. Spune-mi, te rog frumos, dacă în cadrul liceului vostru sunt și de alte confesiuni religioase elevi și dacă vin acolo de alte... Nu? Vin da, și alții. Da, sunt cam jumătate sunt de alte profesiuni. Adică nu, deci ca să le desfacem misterul că nu este liceul doar pentru tinerii adventiști, ci pentru toată lumea e deschis. Toată lumea, da. Am înțeles. Plătiți vreo taxă sau e pur și simplu gratuit ca și celelalte școli? Nu, nu, plătim nu taxe de școlarizare, ci cazare și masă pentru cei care stau în cămin. Cei care nu stau în cămin, atunci, într-adevăr, e gratuit. Am înțeles. Știu că la Cluj undeva este Maranata, la voi la Craiova, dar și în București, Ștefan Demetrescu. Nu? Mai e în altă parte? Un nu. Liceu teologic adventist? Nu, acestea parcă... sunt. Da, sper să nu mă înșel, dar cred că și prin Moldova se deschide ceva de genul. E vorba, din ce am înțeles, pe la Iași, pe acolo, la centrul universitar. Bun, spune-ne așa câteva lucruri despre pasiunea ta pentru muzică, pentru că am văzut că ai un talent aparte și te-ai apucat de muzică. Ce te-a făcut să te apuci de muzică? De mică, tatăl meu a fost cel care m-a adus în legătură cu muzica, cum aș putea spune. La fel, era foarte pasionat de muzică și spun era pentru că tatăl meu a decedat, de aceasta vorbesc la trecut. Și el a fost cel care m-a învățat primele lucruri pe care le știu și apoi am continuat să învăț singură, să învăț în școli.
De mică mi-a plăcut să cânt, am cântat mereu, am cântat pe la biserică și așa m-am deprins să cânt și să ascult mereu muzică și într-un final am decis să împărtășesc și cu alții, nu doar prin comunități, să poată să mă asculte mai mult decât pot eu să călătoresc, cum ar fi. Am înțeles. Dacă am fi să ne gândim la Ramona, este într-un grup, da, adică într-o formație sau este în corul liceului sau cântă și solo? Adică ce variantă alegi? Sau? Cânt și în cor, am cântat și în formație, acum și solo pe YouTube. Tu probabil că vă rămâne solo, chiar dacă s-ar putea întâmpla într-un viitor să fac un duet sau ceva, sau un trio, un quartet, ceva, în principiu mă gândesc că va fi solo. Adică mă gândesc că îți place să cânti mai mult singură decât în grup. Ți se pare că ai mai multă siguranță pe tine decât cu... Nu neapărat că e mai multă siguranță, dar uneori e mai greu cu organizarea într-un grup. Și sincronizarea și toate astea. Am înțeles. Care a fost prima ta piesă pe care ai cântat-o către public? Pe YouTube a fost Tatăl nostru. Public, public, public. Adică, da, pentru persoanele care te-au auzit pentru prima dată când tu ai cântat, ba, la biserică sau într-un eveniment, care a fost prima ta piesă? Sincer, nu știu. Adică eram foarte mică. Nu mi-aduc aminte. Dar Tatăl nostru este prima piesă pe care tu deja ai postat-o pe YouTube, să înțeleg, din ce am înțeles. Da. Este o piesă preferată pe care ori de câte ori vei merge într-o biserică sau într-un eveniment creștin, o vei cânta către cei care te vor asculta? Cred că da, e posibil. Adică îmi place într-adevăr foarte mult piesa asta, dar nu deci m-am gândit să înțeleg că Tatăl nostru va fi mereu o piesă aleasă pentru orice concert sau orice eveniment pe care tu îl vei avea. Posibil, acum depinde de tematica concertului, nu știu. Ce ne-ai pregătit în seara asta? Cam ce ne vrei să ne pui la dispoziție în seara asta să ascultăm? Câte piese ne-ai pregătit să te auzim? 4. Ok. Bun. Poți să încep cu primele două, mai stăm de vorbă și mai ascultăm apoi două și uite așa o să facem și mini-concertul. Ideea să cânt acum, direct? Da, da. Dacă vrei să ne cânti ceva, să te audă lumea, să-ți audă și ție glăsiciorul, piese pe care tu poți să le cânți și poți să a capela poți sau nu știu, cum ai tu gândit? Da, dar e mai complicat cu negativul, că nu am de pe ce să redau. Am înțeles. Deci, oricum ar fi, tu ne vei trimite piesele pe care noi le da. Vom atașa către acest material și lumea va vedea. Mai faci ceva pe lângă muzică? Îți mai place ceva? Nu știu. Mai ai o altă pasiune? Îmi place cam tot ce ține de artă. Îmi place mult fotografia, design, tot felul de aranjamente, decorațiuni, de orice fel. Și să înțeleg că ai o înclinație pe viitor spre artă, așa. Da. Dacă ar fi să alegi între muzică și artă, care este pe primul loc? Pe primul loc, în sufletul meu, e muzica, dar e greu să faci o carieră din care să supraviețești cum ar fi. În muzică, mă refer cu muzica creștină. Păi, acum și că știi gluma aia, și că nunci și botezuri tot o să ai. Că mormântări nu prea să practică treaba asta, dar ideea e că din nunți și botezuri ai toate șansele să te invite lumea să le cânt sau diferite evenimente la biserică. Asta da, dar va trebui să fac ceva și pe lângă, nu doar asta. Corect, corect. În cursul săptămânii să nu stai.
Da, cred că ar trebui să vorbim și puțin despre copilărie. Ne poți spune câte ceva momente trăite de tine în copilărie care ți-aduc aminte cu părinții, că acum mă gândesc că ești departe de părinți, da? Dacă ești la școală, să zicem, acum e altceva. Mă gândesc că acum face orele online sau le faceți? Am înțeles. Da, mă gândesc că în anii trecuți, clasa 9, 10-a, le-ai făcut la distanță. Cum era, cât de greu e să stai departe de casă? Nu e atât de greu, adică e viața frumoasă într-un mediu tineresc. E simți altfel. Dacă vorbim despre proiectele de tineri ale Bisericii Adventiste de ziua 7-a, spune-mi în ce proiecte te-ai implicat sau ți-ar plăcea să te implici dacă n-ar fi pandemie? M-am implicat în Olimpiada de Cunoștințe Biblice în fiecare an, în congresele Impact am mai fost și am fost odată un student valdens și mi-ar plăcea să mai merg, dar din păcate nu s-a mai organizat din cauza pandemiei, nu știu dacă într-un viitor se va reorganiza sau nu. Am înțeles, asta depinde de pandemie, cât ne va ține și asta e. Cum e pentru voi cursurile online? Cât de greu este pentru tine? Sau poate e ușor, nu știu. Pentru că pentru unii e foarte ușor, pentru unii e foarte greu. Consider că cei care vor să învețe și care învățau și înainte învață și acum și cei care nu erau interesați înainte nu sunt nici acum. Dar, într-adevăr, se înțelege mai greu la cursurile online și mai greu să menții concentrarea decât la școala fizică. Și atmosferă diferită. Eu sunt de acord, dar revenim la prima parte pe care o spuneai, că cine vrea să învețe, învață. Și cred Da. că avantajul este că aici vă pot pune și videoclipuri experimentale pe care voi să le vedeți. Eu cred că profesorii pot explica la fel de bine, totul e să te concentrezi. Că la școală puteai să dormi cu capul pe bancă, nu era problemă dacă nu vrei să-l asculți. Sau nu veneai la ore. Deci și acolo se purta ideea cine vrea vine, cine nu, nu. Adică nu era obligatoriu. De-aia zic că asta e o scuză că suntem la școala online și nu suntem la cea fizică. Că Da, da. tot acolo este că dacă, uite, cât sunteți voi în clasă? 29, cred. Bun, din 29, câți erau prezenți fizic la școală? Cam 26-27 erau. Bun, acum câți sunt prezenți? Depinde de ore, depinde de cât strict e profesorul. Poate să fie 26, 27 ca la școală sau poate să fie 10. Am înțeles. Vezi, aici este chestia. Dacă vrei să înveți, înveți. Deci, gândindu-mă că ai spus 26-27 ca la școală. Aici depinde de dorința copilului. Da, adică nu mai ține de povestea că învățăm online sau fizic. Dacă ne place școala, învățăm. Dacă vrem să ajungem cineva în viață, învățăm. Ne dedicăm timp pentru lucrul ăsta. Dacă nu, s-ar putea să rămânem pe din afară. Adică nu cred că trebuie să gândim că dacă facem școala online, nu învățăm. Eu cred că profesorul poate explica, poate ajuta elevul și în condițiile astea. Gândește-te că sunt persoane care nu pot să se deplaseze. Sau, pentru ei e un avantaj, de exemplu. Da, acest Da. sistem, da? Acum, dacă omul vrea să învețe, învață, spune-o și ia și note mari. Dacă vrea să învețe. Deci nu, cred că astea sunt de multe ori scuze pentru a nu învăța sau a se eschiva puțin sau pur și simplu a dispărea din cadrul orelor. A, nu-mi place mie online, știu ce să mă duc acolo, nu-mi place, nu. Păi ce, când erai fizic la școală, te duceai chiar mereu la ore?
Sunt ferm convins că dacă faci o analiză asupra situației, vei constata că aceiași colegi care nu veneau fizic nu vin nici acum la ore. Da. Vezi? Asta Cei e... care vor să vin până la urmă. Mereu. Bun. Hai să vorbim puțin și de Dumnezeu. Când ai vorbit despre Biblie, despre asta, când l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Când te-ai dedicat lui Dumnezeu? Ținând cont că am crescut într-o familie de adventiști, cu amândoi părinți adventiști, de mic am avut tangență cu toate lucrurile astea, de mic mi s-a spus despre Domnul, de mic am fost familiarizată cu Biblia pentru copii și mai târziu cea pentru adulți și n-a fost o problemă, să zic. Dar știi că, am fost mediu. Dar știi că sunt și persoane care sunt crescute în mediul adventist și nu mai continuă pe aceeași linie. Deci sunt și copii și tineri. Și cred că știi și tu o grămadă de tineri care nu mai continuă pe drumul părinților. Merg în alte... Na, să zicem, și-au format o legătură cu Dumnezeu personală. Uh-huh. Ce au făcut, au făcut de gura părinților. E important Corect. Să fie personală relația cu Dumnezeu. Bun. Când ai ales să te botezi sau încă n-ai făcut pasul ăsta? Sunt botezată. Sunt botezată de la 14 ani. Toată lumea mi-ar spune acum despre tine că te-ai botezat la o vârstă foarte fragilă. Cât de relevant este această decizie să rămână pentru totdeauna? Nu cred că este o vârstă standard. Eu cred că atunci când simți că ești pregătit să faci asta. Uh-huh. Uh-huh. Mă gândeam că există o vârstă ca să conștientizezi lucrul ăsta și să te gândești, domnule, fac acest pas sau nu-l fac? Pentru că de multe ori copiii când fac la genul ăsta de vârste mai sunt împinși de părinți, așa or să spună. Păi părinții au împins-o. Nu. Nu. A fost decizia mea. A fost decizia ta și mă gândesc că a fost o experiență frumoasă trăită în publică. Dacă s-a întâmplat acum vreo 3 ani în urmă, nu era pandemie și lucrurile erau atât de frumoase cu public. Dacă da. Ne poți vorbi despre o experiență de credință care ai avut-o cu Iisus Hristos în acești ani ai tinereții și te-a făcut să îți întărești pașii credinței și să rămâi lângă Dumnezeu. Ce experiență ți-a rămas memorabilă? Mă gândesc la una, era mai micuță și eram cu mașina cu mama mea, bineînțeles mama conducea, și era iarnă, mașina era, se blocase, se înzăpezise și nu mai reușea nici cum să iasă de acolo. Și a tot încercat, niciun rezultat, pur și simplu nu reușea. Și apoi mi-a venit mie ideea, hai să ne rugăm. Și m-am rugat și în clipa în care am terminat rugăciunea, la prima încercare, mașina a ieșit. Foarte frumos. Mi-a ajutorul la un pas de, efectiv, e la distanță de rugăciune. Corect. Ai avut și experiențe negative pe drumul credinței care te-au făcut vreodată să renunți? Nu cred că sunt experiențe negative. Chiar dacă au fost momente în care am cerut ceva la Dumnezeu și mi-a răspuns cu nu, apoi mi-am dat seama că așa era cel mai bine și nu știam ce cer. Mm-hmm. Am înțeles că unii ar spune, domnule, dacă nu face Dumnezeu ca mine, atunci unde este dragostea lui? Cum ar trebui să... Dragoste prin faptul că nu ne dă tot ceea ce cerem, pentru că unele lucruri nu ne-ar face bine dacă ni le-ar da. Ce îi spune unor tineri de vârsta ta, de exemplu, uite, de ce trebuie să le aleagă pe Dumnezeu în viața lor? De ce? Care este câștigul? Pentru că zice, lasă-ne mă cu Dumnezeu, doar oamenii slabi l-aleg pe Dumnezeu. Oamenii care... nu sunt puternici. Ce ai putea spune la astfel de afirmații și oameni care sunt sau persoane tinere de vârsta ta? Păi,
Este vorba aceea, dacă Dumnezeu există și nu crezi în El, ai pierdut totul. Dacă nu există și crezi în El, n-ai pierdut nimic. Deci mai bine crezi pentru cineva care nu e sigur să zică că Dumnezeu există, dar Dumnezeu îl vedem peste tot în jurul nostru. Faptul că trăim, faptul că toate lucrurile funcționează cât de cât normal. Să zic, chiar dacă e această pandemie și această criză în lume, totuși lucrurile sunt ținute sub control de Dumnezeu. Și asta nu se pot întâmpla singure. Cum a fost pentru tine pandemia asta? N-ai simțit pe Dumnezeu mai aproape? Ai avut experiențe deosebite în perioada asta de pandemie? Te-a ajutat cumva această perioadă pandemică de a crește în Hristos, să conștientizezi anumite lucruri în viața ta, nu știu, să schimbi anumite lucruri? O să zic că nici nu m-a ajutat, nici nu m-a încurcat cu nimic. Eu mai mult am încercat să zic să nu o iau în seamă, să-mi văd de lucrurile pe care le făceam în mod normal, pe cât posibil, fără să mă stresez, să mă îngrijorez de ce se întâmplă în lume. Pentru că nu mai intentat foarte tare. Mă gândesc că, na, afară când ești trebuie să pui o mască, sunt anumite restricții, lucrurile astea nu asta te influențează. Pe viață, pe plan personal, nu m-a influențat foarte mult în mine. Nu, mă gândeam că te-a influențat și ți-a adus și ceva plusuri pe lângă. Dacă minusuri nu, mă gândesc că ți-a adus plusuri. Da, să zic că am avut mai mult timp de stat în casă, de citit, de să mă dezvolt plan personal, intelectual. Da, asta e un lucru bun. Deci e și un avantaj această pandemie pentru mulți dintre studenți și elevi și asta pentru dezvoltare, că nu toți poate le-a fost de folos, că nu mai puteau să meargă în locurile care le plac cel mai mult și locurile alea sunt închise. Bun, mă gândesc că te-ai remarcat în cadrul bisericii cu ceva anume. Ne poți spune care este momentul în care ai câștigat un anumit premiu vis-a-vis în urma muzicii sau în urma artei, că mă gândesc că au fost concursuri și pe deasupra la astfel de evenimente pentru tineri există tot fel de momente frumoase pe care tu le-ai trăit în aceste întâlniri de tineret, să le spunem. Nu curs în această latură de artă. A fost într-adevăr un moment frumos, momentul în care am ajuns la LTA și la scurt timp după aceea am fost invitată să intru într-o formație care era deja formată acolo, exista deja. Și cea care era cumva lidera te-a invitat să cânti în acea formație. La un moment dat s-a întrerupt semnalul, de asta nu înțelesesem noi toate cuvintele. Deci nu s-a înțeles tot, doar că ai fost invitat într-o formație. Da. Și lidera... Și momentul a fost frumos pentru că a venit imediat după ce a intrat la liceu. Da, și a fost cumva o încurajare că mă simțeam cumva nou venită și cineva m-a ajutat să mă acomodez cumva. Asta este un lucru bun, înseamnă că colegii de la LTA sunt prietenoși și te integrează bine în grupul lor și nu te țin deoparte. Ce se face, Nana? Da. Zic, care este atmosfera care diferențiază de o școală normală și de un liceu adventist? Care este atmosfera aia de care tu îmi spuneai că e altă atmosferă?
prin faptul că nu sunt atât de multe vulgarități, prin faptul că nu se fumează, nu se consumă alcool, nu există toate aceste vici, toate lucrurile astea. Se și, vorbește de Dumnezeu. Cât relația dintre tineri, cum este față de într-o școală normală care poate este mai ciudățică așa, dar aici cum sunt relațiile între tineri, între profesori și tineri? Nu e foarte mare diferența, ca peste tot sunt așa zisele bisericuțe și grupulete în care sunt oameni care se înțeleg mai bine și în afara grupului nu interacționează atât de mult. Am înțeles. Da, asta e iarăși un lucru bun, că biserica adună tinerii și tinerii aduc în jurul lor alți tineri prin comportamentul lor. Asta e foarte important și denotă și relația voastră cu profesorul, care mă gândesc că este una foarte bună și vă percep ca și copiilor prin prisma educației pe care vă oferă în cadrul liceului teologic adventist. Da, chiar avem profesori frumoși la suflet. Ai materie? Ai un profesor preferat? Mi-e greu să aleg. Sunt mai mulți, și domnișoara de regintă e de religie. Și doamna de muzică, exact materiile care îmi plac cel mai mult, e domnișoara de engleză. Mai multe materii și mai mulți profesori. Am înțeles. Asta e foarte bine, că aveți o relație specială cu profesorii și că știu să pun în valoare cunoștințele pe care le-au acumulat să vi le poată transmite. Asta este extraordinar. Dacă așa către final ne gândim să le transmiți un gând frumos tinerilor, ce le-i spune tinerilor din ziua de astăzi? De ce să aleagă o viață creștină în dauna celei necreștine sau de haos? Cred că întotdeauna ordine e mai bună decât haosul, și o viață în care știi că cineva te iubește cu adevărat, pentru că boala secolului este depresia și foarte mulți oameni se simt singuri, se simt neiubit, și să știi că cineva și-a dat viața pentru tine, că e acolo pentru tine, mereu e gata să te ajute, mereu se uită la tine și suferă atunci când tu suferi, se bucură când ești fericit și îți vrea tot binele din lume. Eu cred că e o încurajare extraordinară pentru dar, tine. Dacă, dacă, înțelege, dacă, crede lucrul. Dacă e să le recomanzi o carte sau un film, ce le recomanda? O carte bună ar fi Iisus este totul, prietene. Nu-mi dau seama în momentul acesta autorul exact care este. Dar e o carte extraordinară. Și? Un film. N-aș zice unul anume. Sunt filmele fraților Kendrick. Alex și Stefan Kendrick. Niște filme foarte... Da. Astea și cu o cultură puternică. Un autor sau poet preferat din România sau din afara țării? Nancy Van Pelt. Așa. Scrie cărți de psihologie de cuplu. Da, și de comunicare. Secret. Cel puțin asta. Da, dar există și o carte, Secretele Comunicării. Tot partea psihologică, așa, ea explică unele lucruri foarte bune. Și din România, că Nancy Van Pelt e din afara României. Din România. Ai un autor, autor de relații, mă ajute George Uba. Am înțeles. Ok. George Uba, că și el merge pe varianta relațiilor de cuplu, între educație și umor puțin, dacă ai observat. Da. Bine, cele două
și o face foarte, foarte bine. Are un stil special. Dacă e să recomanzi la cele doi autori pe care i-ai numit, George Oba și Nassim Van Pelt, spune-le cartea pe care le recomanzi la acești doi autori. Prietenie cu intenții serioase. Nassim Van Pelt. Așa. Și de George Oba ce le recomanzi? Că sunt ele mai multe, dar una așa care ție ți-a plăcut cel mai mult. Să zic Taina Felie de Dragoste. Ok, bun. Bun. Dacă ne gândim așa, ce apreciezi la oameni? Apreciez foarte mult sinceritatea. Și ce detești? Ce nu-ți place la oameni? Falsitatea, exact opusul. Dacă e să vorbim despre tine, care sunt punctele forte ale tale și care sunt punctele slabe? Uite că vorbim și despre tine. Să zic, sunt o fire care e în același timp și un avantaj și un defect uneori. Adică poate merge până la defect, mă atașez ușor de oameni și îmi pun destul de ușor încrederea în ei și uneori sunt prea ușor și am încredere înainte să cunosc persoana. Și asta uneori mă face să fiu dezamăgită. Știi cum e bine să oferi încredere, este bine să oferi încredere, dar cu limite, în așa fel încât să poți să descoperi persoana, știi? Da. Așa? Deci astea ar fi punctele slabe. Dar eu zic că e totuși, din acest punct slab, cred că e și o calitate, că le oferi încredere oamenilor, nu ești atât de rece să nu le oferi încredere, știi? Deci trebuie să vii și pe partea bună. Că s-ar putea ca oamenii să fie atât de reci încât să nu le ofere niciun dram de șansă și niciun dram de încredere. Deci, na. Dacă vorbim despre mentorul tău sau un exemplu din lumea asta, un om care îți place ca și exemplu, există un sfătuitor, un exemplu în viață, persoană care te-a ghidat, ți-a plăcut de această persoană, ți-ar plăcea să fii oarecum ca ea, oarecum, deci că n-ai cum să fii ca acea persoană, dar îți place atitudinea lui, comportamentul lui, este un exemplu pentru tine și te-a învățat foarte multe, poate. Fratele pastor Lucian Răcelă. Am avut mai multe discuții cu dumnealui și m-a ghidat de multe ori când eram cumva în confuzie sau nu știam ce să fac în anumite lucruri. Okay. E un om extraordinar. Să e foarte frumos să ai mentor și să ai un om care să... Dacă te-aș întreba de ce trăiești, care este scopul tău pe acest pământ, ce ne-ai putea spune? Să ajut pe cât mai mulți oameni. Deci îți place lucrarea cu oamenii? Da. Și nu te-ai gândit la viitorul tău să faci o facultate sau ceva care să fie de ajutor oamenilor? Nu m-am gândit neapărat să fac o carieră din asta, să fac cumva în timpul liber, cum s-ar spune. Am înțeles, voluntariat, am înțeles. Mă gândesc voluntariat. Și voluntariat și nu neapărat în ceva organizat, ci pur și simplu. Când cineva are nevoie de mine, fac tot ce pot să... Tu sari imediat ca leu din pat și te-ai dus și le-ai ajutat. Am înțeles. E cât posibil. Că mă gândesc că au fost momente când ai sărit caleul din pat și ai ajutat pe altcineva și inima ta s-a umplut de bucurie. Da. Adică sunt fel cum... Aceea când cineva e mai fericit prin intermediul a ceea ce ai făcut tu, e de nedescris. Dacă e să o descrii pe Ramona, cum ai descrie-o? Greu, știu.
Să te descrii pe tine, chiar e greu. Adică sunt o fire iubitoare. Ok, asta e foarte bine. Măcar iei exemplu Domnului Iisus Hristos și dacă vorbim puțin de Biblie, pentru că mi-ai spus că îți place Biblia, există o carte, un verset preferat, un citat preferat dintr-o anumită, o altă carte care te motivează ori de câte ori ești în momente de impas? Aș zice din Biblie, Romani 8:28, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ok. O carte preferată a Bibliei? Nu te-am auzit, dacă ne mai poți repeta o carte din cadrul Bibliei care tu o preferi și o citești. Cum? Nu, nu s-a înțeles. Estera. Estera, am înțeles. Bun. Și dacă ai un citat dintr-o carte, o altă carte pe care tu ai citit-o și poate ne-ai mai recomandat-o, dacă ai un citat care te motivează ori de câte ori și îi motivezi și pe alții. Nu vine în minte momentul ăsta un citat. Am înțeles. Am înțeles. Ok, mulțumesc tare mult că ai acceptat provocarea de a veni la Lumea în Obiectiv și de a povesti puțin despre tine și de a afla o viață de tânăr creștin și a le da o direcție acestor tineri care poate îl caută pe Dumnezeu și încă nu-i găsesc ușa. Și măcar au aflat de gura unui tânăr de 17 ani cât de frumos e să duci o viață de creștin, o viață plină cu Dumnezeu și cu experiențe care, dacă ne-am pune la povestit de la ele, cred că n-am terminat nici în 24 de ore, mă gândesc. Și de aceea, cine vrea să cunoască... Poftim? Ai vrut să spui ceva? Ziceam că foarte posibil. Și cu siguranță merită spuneam să... Spuneam că foarte posibil. Da, am înțeles. Mă gândesc că vom putea să mai povestim și cu alte ocazii și poate că vei putea să ne și cânti data viitoare ceva. Și noi îți mulțumim că ai fost aici și îți dorim mult succes pe mai departe. Lumea în Obiectiv îți urează succes la examene, la examenele vieții și la relația ta cu Hristos să fie cea care să ducă către cer pentru veșnicie. Asta e urarea noastră pentru tine și sper să să fie acea lumină care să lumineze în întuneric. Așa sper. Precious.
Cu tine